vreau să citesc un verset, de fapt mai multe, importante pentru subiectul nostru astăzi. Și nu cred că este prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Voi citi din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 3 la versetul 8. Cuvântul Domnului spune așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare dintre voi să știe să țină vasul în sfințenie și cinste, nu în patima poftei, ca păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu-L nedreptățească pe fratele său și nici să nu profite de el, pentru că Domnul este Cel ce pedepsește toate acestea, așa cum v-am spus și v-am avertizat. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințenie. De aceea Cel ce respinge aceste instrucțiuni nu respinge un om, ci pe Dumnezeu, care vă dă Duhul Său cel Sfânt. Amin. Doamne, astăzi cuvântul Tău vrem să stăpânească în inimile noastre. Ne apropiem de cuvântul Tău, conștienți că aici, în Scripturi, găsim cuvintele vieții. Mintea noastră este gata să primească cuvântul Tău? Inima noastră este gata să se schimbe? Suntem aici ca să luăm decizii grele, dar decizii bune. Doamne, astăzi inspiră prin Duhul Tău cel Sfânt. Dă curaj, determinare în proclamarea cuvântului. Și binecuvintează-ne ca biserica Ta, sfântă, curată, pusă deoparte pentru Tine. Tată, îți mulțumim că ne-ai ascultat în numele lui Iisus și toți cei care cred. Să spun amin, vă rog să reocupați locurile. Cu cât studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu și cu cât înaintez în credință, cu atât îmi dau seama că viața creștină este o viață disciplinată. Disciplina înseamnă să fac ceea ce ar trebui să fac, indiferent dacă vreau sau nu, pentru că este corect. Disciplina înseamnă să trăiesc așa cum dorește Dumnezeu să trăiesc, ca un credincios ascultător de Dumnezeu și nu de sentimente. Știți vorba aia, sentimentele te mint. Astăzi simți, mâine poate nu simți așa de tare. Da? Pavel îi scrie ucenicului său Timotei. Și ca un bătrân învățător îi spune Timotei: disciplinează-te în scopul evlaviei. Găsiți asta în 1 Timotei, capitolul 4. Evlavia este poate unul din cuvintele mele favorite din Scriptură. În greacă koine este eusebia, care înseamnă godliness, asemănare cu Dumnezeu. Pavel spune, evlavia nu se întâmplă doar așa, nu e la voia întâmplării, nu vine peste noi. Mergeam în pădure și ne-a căzut eusebiu în cap. Nu. Nu se poate. Evlavia trebuie antrenată. Și Pavel, ceea ce îi spune lui Timotei și mulți din cultura noastră nu înțeleg treaba asta, este că pentru evlavie trebuie să te disciplinezi, trebuie să te antrenezi. Pentru că evlavia arată devotamentul tău și al meu pentru Dumnezeu. Pavel acordă prioritate evlaviei în scrisoarea lui către Timotei și spune că pe lângă disciplinele fizice normale, evlavia este cu atât mai superioară pentru că ce face ea? Ea este de folos pentru viața de acum, cât și pentru viața viitoare. Aleluia! Pe mine mă interesează asta, pe tine te interesează? Absolut! Înainte de asta însă, foarte, foarte important, Pavel îi spune ucenicului său Timotei să meargă la sală. Nu mă credeți? Da, nu e aia unde faci tonus muscular, unde te antrenezi, da, pentru corp, ci e aia unde te antrenezi pentru cer. 1 Timotei, capitolul 7, versetul 4, auziți ce spune? Ferește-te de basmele lumești și băbești. O traducere modernă ar spune, ferește-te de fake news pe Facebook.
pe grupuri care își spun creștine și numai creștine nu sunt. Da? Ce spune? Spune, caută să fie vlavios. Ei bine, în King James, aici Cornilescu, care este traducătorul meu favorit, pentru că e traducătorul românilor evanghelici, aici o traduce foarte simplist. Pentru cei care înțeleg engleză, în King James spune, exercise thyself onto godliness. Exercise thyself. Mergi și fă exercițiu. Cuvântul în greacă acolo, pe care l-a tradus Cornilescu cu caută, este gumnazo, care înseamnă, tradus în engleză cu gimnazium, care înseamnă o sală de sport. Pavel spune, pentru evlavie, trebuie să mergi să faci sport, trebuie să te antrenezi, din punct de vedere spiritual. Asta nu vine la voia întâmplării, nu ți se dă, nu te naști cu ea, ai talent la evlavie, nu există asta. Nu, asta este un lucru pe care îl căpătăm dacă suntem intenționali. Și Pavel pune accent, dacă vă uitați în epistolele lui, în special în cele pastorale, adică pentru Timotei, pentru Tit, pune foarte mult accent pe disciplina, care trebuie să fie permanentă, pentru că timpul acolo este prezent, efectuată de fiecare credincios și este o direcție imperativă. Adică fiecare credincios trebuie să caute această evlavie. Antrenament, disciplină pentru evlavie. De asta îi avem pe sportivi ăștia înainte, ca să ne bage cumva în această mentalitate a disciplinei, a evlaviei. Și asta se învață zilnic și mai important, se trăiește zilnic. E bine, astăzi vom vorbi despre puritate. Care este primul lucru care vă vine în minte când auziți cuvântul ăsta, puritate? Vă gândiți la un, nu știu, eu, mie așa îmi vine, o apă de izvor cristalină, fără impurități, da? Perfectă, perfectă, fără mizerii și fără poluanți. Asta e primul lucru care îți vine în minte. Am fost uluit când am citit un sondaj în Christianity Today, care este publicația cea mai importantă în lumea evanghelică din Statele Unite și care arată că unul din patru bărbați creștini au avut o aventură. Este absolut uluitor ce spune ei acolo. E clar că satana folosește senzualitatea pentru a capta pe cât mai mulți bărbați creștini și pentru a-i face ineficienți pentru Hristos. Când am studiat pentru lucrare de master despre terapia creștină pentru dependenții sexuale, am fost uluit să constat că în ultimii ani industria pornografiei și-a intensificat major eforturile pentru a prinde și femei în mreajă. Ca păstor, ca terapeuți, ani de zile ne gândeam că asta este o maladie, asta este un păcat exclusiv a bărbaților. Și am fost uluit să constat, uitându-mă la sondaje și studiind cifrele și banii investiți de industria pornografică, mi-am dat seama că ei caută și femeile și am găsit în 2006, când studiam pentru asta, în 2006, 13% din femei în Statele Unite urmăreau pornografie. De ce am spus 2006? E foarte important. Pentru că în 2007 a fost inventat iPhone-ul. În 2007, din 2007 încoace, fiecare om poate să aibă totul la el în buzunar și accesul este nelimitat la lucrurile astea care aduc întuneric în sufletul oamenilor. Înainte îți trebuia conexie la internet, priză, chiar dacă aveai un laptop pe Wi-Fi, era mai greu. Acum, oricine poate avea acces. Cifrele sunt dure, însă arată realitatea. Oare câți și, sau ce procentaj o fi astăzi? Înainte de toate, vreau să mă ascult bine. Vreau să-L laud pe Dumnezeu că povestea ta, indiferent care este, nu trebuie să se termine aici, la cuvintele acestea. Vreau să spun că Iisus a plătit și pentru păcatul acela pe cruce. Tot ce trebuie să faci e să vii la El cu pocăință și El te binecuvintează și te iartă. Amin?
Numai care sunt totuși rezultatele acestei poluări? Pentru că este o poluare clară în lumea creștină. La amvoane nu se vorbește despre asta? Pentru că toți vor să abordeze niște subiecte care să-i facă pe ei să arate bine, să nu cumva să facă prostii, să mai apară pe internet pe undeva, să nu se supere nimeni, pentru că urechile noastre sunt atât de sacrosante că nu poți să asculte nimic altceva aici. O, dacă ar fi așa și în viața privată. Realitatea este că dacă nu ne învățăm noi adolescenții, cu siguranță îi vor învăța alții. Măcar aici le spunem lucrurile din prisma cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Care sunt rezultatele acestei poluări în biserică? S-a pierdut sfințenia. Vorbim majoritar. Biserica nu-și mai disciplinează membrii. Nu, nu se mai poate. Lumea respinge biserica ca irelevantă și mai trist ca orice. E pierdem copiii. Copiii nu mai vor să vină la biserică. Pentru că nu mai există clar o diferență între lume și biserică. Și vinovată pentru această criză, ascultă-mă bine, este lipsa purității ca disciplină. Mulți cred că puritatea li se dă așa la pachet. Te-ai născut, hai, ține și tu un pachet de puritate. Și am înțeles de la început că Pavel îi spune lui Timotei că trebuie urmărită disciplina evlaviei. Trebuie urmărită, trebuie să fiu intențional, trebuie să tai ceea ce trebuie să tai, trebuie să realizez că sunt un slab și că numai Hristos este cel care mă face tare. Era momentul să spuneți și voi amin aici, nu numai cei de aici. Că predic mai bine decât atât. Senzualitatea, ascultă-mă bine, asta era o glumă, nu te supăra pe mine. Senzualitatea, ascultă-mă bine, este, dacă vreți, cu ușurință, cel mai mare obstacol în care evlaviei printre oamenii contemporani nouă și, dați-mi voie să vă spun, face ravagii în biserică. Ravagii. Ne e frică să spunem, ne doare, dar trebuie să spunem realitatea. Și vrem să vedem câteva lucruri care s-au întâmplat în cultura noastră. În primul rând, Biserica lui Hristos, trebuie să ne trezim. Pentru că majoritatea dorm. Și cred că cumva pot să bată cultura. Asta este o frază pe care am învățat-o la Chris Hodges și are atâta dreptate. Spune, culture trumps everything. Și n-are de-a face cu Trump, președintele. Deși putem să mergem și acolo să discutăm în punct de vedere filozofic de ce numele lui este Trump. Ceea ce spune, de fapt, Chris Hodges este că cultura acoperă totul. Noi nu putem să ne luptăm cu cultura. Da? Cultura învinge totul. Adică, vrem, nu vrem, facem parte din cultura asta. Oamenii care se pocăiesc la noi în biserică vin din cultura asta. Rudele noastre, care nu sunt botezate, nu vin la biserică, fac parte din cultura asta. Mergem la botezurile lor, la nunțile lor, mergem la sărbătorile ureșenești, facem și noi, vrem, nu vrem, parte din cultura asta. Suntem o parte integrantă din ea. Vrem, nu vrem, asta este. Amishii în Statele Unite, nu știu dacă ați auzit de ăștia, ăștia merg cu căruțele, da? Nu folosesc curentul electric, își coase propriile haine, nu au internet, nu au nimic. Ei au încercat să se așeze așa într-o bulă și să facă, pur și simplu, să șteargă cultura. Și ei, ca și alte biserici care mai încearcă să facă treaba asta, da, nu reușesc decât să creeze un lac stătător fără viață. Nu se întâmplă nimic acolo, pentru că este circuit închis. De asta trebuie să vedem și să înțelegem cultura în care trăim. Ce s-a întâmplat în cultura noastră? Fiindcă noi suntem din lume, spune Hristos, dar nu suntem ca cei din lume. În rugăciunea de mare preot Ioan 17, Hristos nu spune, Tată, ia-i și ține-i într-o comunitate și să nu intre nimeni și să nu iasă nimeni. Nu spune asta. Spune, te rog, acolo în lume unde sunt, păzește-i, Doamne. Păzește-i, Doamne. Ajută-i să fie una, cum eu cu tine, Tată, suntem una. Amin?
Deci noi facem parte din această cultură, dar trebuie să fim ca cei pești care înoată contra curentului. Noi trebuie să avem altă culoare decât ceilalți să se vadă la noi. Suntem parte din cultură, parte din acest râu, dar noi mergem contra culturii. Și vreau să vedem și să înțelegem ce s-a întâmplat în ultimii, 40 de ani, 30-40 de ani. Pentru că trăim într-o cultură a senzualității și putem vedea căderea aceasta a societății și putem urmări, dacă nu cumva suntem și noi pe acest val sau pe acest trend. Vreau să vorbim înainte de toate de stadiile căderii. Sunt niște stadii ale căderii. Desensibilizarea, relaxarea, fixația și raționalizarea. Astea sunt niște lucruri care s-au întâmplat și, atenție, se întâmplă în viața oricărui dintre noi care a păcătuit vreodată. De ce spun de cultură? Pentru că s-au făcut, din punct de vedere cultural, niște pași pentru a ajunge aici unde am ajuns. Și dacă ne uităm cu atenție, unul din personajele preferate ale mele în Biblie, David, împăratul, profetul, cântărețul, închinătorul, dacă ne uităm în viața lui, aceiași pași s-au întâmplat înainte ca el să cadă în păcat cu Batșeba. Și găsim scris acolo că la începutul anului, în 2 Samuel 11, pe vremea când regii ieșeau la luptă, David l-a trimis la război pe Ioab împreună cu slujitorii săi și cu tot Israelul. Ce făceau bărbații în vremea aia? Pentru noi e greu de înțeles, pe vremea când mergeau la luptă. Asta era un fel de a viețui pentru ei. Mergeau, cucereau, veneau cu prada. Asta era business-ul lor, dacă vreți. Pe vremea aceea era momentul nu să stai acasă, ci să mergi la luptă, împreună cu armata ta. Ce face David? De fapt, armata lui i-a distrus pe fiii lui Amon și au asediat Raba. David rămăsese la Ierusalim. Într-o seară, regele s-a ridicat din patul său. Bă, cum te ridici seara din pat? Eu nu înțeleg chestia asta. Știam că dimineața te ridici din pat. Uite-l pe David, că se ridică seara din pat. Și se plimba pe acoperișul palatului. De pe acoperiș a văzut o femeie foarte plăcută la înfățișare, care se îmbăia. Pe atunci nu era pornografie, nu era iPhone, dar puteai să vezi de pe acoperiș. Așa scrie aici. David a trimis pe cineva să afle cine era femeia și i-a spus că este Batșeba, fata lui Eliam și soția hititului Urie. David a trimis niște mesageri ca să o aducă la el, ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. E primul stadiu pe care îl vedem și în cultură, și în viața lui David, și dacă ești atent, a venit și în viața ta când ai căzut în păcat. Este desensibilizare. Ceea ce era rușinos înainte, acum este normal. Și putem învăța asta de la contraexemplul lui David. Îl vedem pe David, dacă urmărim viața lui, desensibilizat, progresiv la păcat. Pe măsură ce inima lui se îndepărtează de la sfințenie. Își ia mai multe neveste, deși era clar că n-are voie, scria, împăratul nu are voie să aibă multe neveste. A vrut și el să fie un împărat cool, ca ceilalți împărați păgâni. Și ajunge nu numai să nu mai placă lui Dumnezeu, ci să fie și un criminal. Atenție ce s-a întâmplat în societatea noastră, pentru că despre asta vorbim. În anii 70 a început revoluția sexuală în Statele Unite. Cum? Prin muzică și filme. Da? Astăzi, în lume, în toată lumea, pentru că trăim din cauza gadget-urilor, a informației care merge la toți, trăim niște vremuri în care se vorbește despre masturbare, pornografie, homosexualitate, ca despre ceva acceptabil. Chiar sănătos, o să spună unii. Chiar lucruri ok, sănătoase. Și ăștia care sunt împotrivă, noi ăștia creștinii mai conservatori, suntem zugrăviți ca retrograzi, mai de la țară. Ăia din vest sunt vesticii foarte înaintați. Da? Noi trebuie să ne uităm la ei și să preluăm tot ceea ce fac ei și noi ăștia care cumva ne împotrivim și avem ceva împotriv, suntem niște retrograzi. Dom'le, ăștia n-au ajuns încă acolo la nivelul ăla, nu îi prea duce capul. Sunt așa mai de la țară. Ce trebuie să înțelegem toți?
senzualitățile legale, în ghilimele, și indulgențele acceptate din punct de vedere cultural ne vor dobori pe toți. Dacă nu ne trezim, ne vor dobori pe toți. Azi lucrurile despre care ni se pare că e ok să vorbim, să glumim, ne pun pe calea desensibilizării. Mai spuneam odată aici, pe când eram copil, dacă mă uitam cu părinții mei la un serial, la un film, când doi dădeau să se pupe, eu mă ridicam și plecam. Mi se părea ceva... Și nu m-a învățat nimeni asta. Pur și simplu era o sensibilitate, o pudoare normală câțiva zeci de ani în urmă. Astăzi roșești numai dacă auzi ce vorbesc elevii în autobuz. Îți vine să cobori din mers. Când auzi în ce hal pot să vorbească elevii. Da? Și majoritatea spun, bă, ce să fac, mă, e normal. E normal, n-am mai avem ce să facem. Nu mai avem ce să facem. Ceea ce era rușină înainte, acum este normalitate. Nu prea pot să schimb nimic și ce fac? Mă relaxez. Pentru că al doilea efect după desensibilizare, când nu îți pare că e ceva deosebit, este relaxarea. Ne relaxăm. Îl vedem în comportamentul lui David. S-a relaxat, a rămas acasă. Armata, generalii erau la luptă. David a rămas acasă. S-a sculat seara din pat. Și a rămas acasă. Traducerea pentru noi azi, în loc să avem o viață disciplinată, ne relaxăm și ne începem să ne permitem anumite lucruri care nu duc la bine și nu duc spre Dumnezeu. Trebuie să fim atenți, prea iubiților, ascultați-mă bine. Să nu crezi vreodată că ești deasupra păcatului, ci întotdeauna să te vezi ca pe un pasibil păcătos, ceea ce suntem toți. Să nu crezi, oh, păcatul ăsta n-are cum. Nu, uită-te la David, era un închinător, era un om după inima lui Dumnezeu și uită-te în ce hal a ajuns. Nu-ți permite să te relaxezi în ceea ce privește păcatul. Niciodată să nu crezi că ești mai tare ca ispita. Fii vigilent și gata de atac. Asta înseamnă să te păzești, ceea ce spunea Pavel, de orice ți se pare rău. Nu mai studia acum pe Google dacă o fi sau nu rău. Nu mai vorbi cu 100 de oameni, nu mai suna un prieten. Dacă ți se pare rău, Pavel spune, stai deoparte. Pentru că după desensibilizare și relaxare, știți ce vine? Vine fixația. Diavolul scoate înainte ceea ce nu ar trebui să privești și ceea ce, atenție mare, nu este al tău. Nu este al tău. Îți scoate înainte. Al treilea eșec al lui David a fost fixația sau fixarea. Când a văzut-o pe Batșeba, zice Scriptura că s-a uitat și a continuat să se uite. Uitați cum a venit fixația în Eden. Când femeia a văzut, spuneți toți, a văzut că pomul era bun pentru hrană, că era o plăcere. Sau altă traducere spune o dorință, o încântare pentru ochi și că pomul era dorit sau plăcut, ca să facă pe cineva înțelept, a luat din rodul lui și a mâncat, i-a dat și soțului ei, care era cu ea, și a mâncat și ea, el din ea. Eva a continuat să se uite la fructul oprit. Dumnezeu i-a zis, n-ai voie să mănânci, n-ai voie să stai pe lângă el, să faci genuflexiuni, n-ai voie să-i spui cuvinte faine sau să accepți cuvinte faine din partea ei sau a lui. N-ai voie. Și după desensibilizare, după relaxare, vine fixația. Începi să te uiți fixat la ceea ce nu este al tău. David a continuat să se uite la femeia care se îmbăia. În loc să fugă, el s-a relaxat și a devenit deodată interesat. Atenție mare că orice păcat ai comis a venit în succesiunea asta. Te-ai desensibilizat, ai zis, hai să vedem. Te-ai relaxat, asta este. Și apoi a venit fixația. Soțule, uite-te la mine bine ce spun. Dacă cumva te pomenești că în clipa când intră soția în cameră trebuie să schimbi repede pagina sau trebuie să ascunzi telefonul, ești la fixație aici. E doar un pas. E doar un pas să ajungi în birou.
și să zicem să mărturisești. Sau doar un pas ca mariajul tău să fie gata. Ascultă-mă bine ce spun, ești la fixație. David ar fi trebuit să se întoarcă și să se aducă aminte de ascultarea lui Dumnezeu, să înțeleagă existența lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne vede oriunde, orice facem, și să înțeleagă că femeia aia nu e a lui. Dar el ar continua să se uite. Bărbaților, ascultați-mă bine, prima privire nu e păcat, că pe stradă, la mall, vezi ce să faci. Prima nu e păcat. A doua, deja e cedare la ispită. A treia este păcat voit, a patra este deja trăirea în păcat. Deja trăiești acolo. Bonhoeffer vorbea despre pofta care preia controlul și spunea așa: în acest moment, Dumnezeu este departe de mintea noastră, omul pierde simțul realității, pentru că satana nu ne umple de ură față de Dumnezeu, ci de uitare de Dumnezeu. Atunci începem să uităm că suntem la fixație. Începem să uităm că Dumnezeu este suveran și că El vede și cunoaște toate lucrurile. Știi ce se întâmplă? Cu cât ne uităm mai mult, ne uităm și mai mult și deja Dumnezeu dispare din vederea noastră. Aceasta sunt căile prin care bărbatul sau femeia cad. După ce și-a justificat David păcatul în propria minte, s-a culcat cu ea. El a încercat după asta să acopere cu minciuni și în cele din urmă, știți foarte bine, a ajuns la crimă. M-am întrebat întotdeauna, cum se poate ca împăratul, profetul, omul care a scris atâția psalmi, să ajungă în cele din urmă un criminal meschin? L-a trimis, te gândi la asta, l-a trimis pe bietul Urie cu scrisoarea condamnării în buzunar. Ăsta avea condamnarea lui la moarte în buzunar. Și s-a dus la generalul lui, la Ioab, și spune: împăratul are un mesaj pentru tine. Și deschide Ioab scrisoarea și ce credeți? Ce influență a avut David asupra lui Ioab? Cum l-a inspirat David, împăratul, șeful, nu? Pe Ioab. În niciun caz în bine. În niciun caz în bine. După desensibilizare, atenție mare, după relaxare și fixație vine păcatul. Și apoi vine raționalizarea. Raționalizarea. Rămân uimit când aud diverse raționalizări. Unele sunt de-a pur și simplu sunt copilărești. Adulți căsătoriți care admit falimentul și au niște raționalizări de clasa întâi. Pentru că asta face raționalizare, ne coboară. Care a fost raționalizarea satanei față de Eva? Ascult ce îi spune. Eva îi spune: Dumnezeu a zis să nu mâncăm. Satana: dacă vei mânca, vei fi deopotrivă cu Dumnezeu. Vei fi ca Dumnezeu. Absolut stupid. Cum să fie creatura ca Dumnezeu? I-a raționalizat șarpele Evei păcatul. Atenție mare la raționalizare. Gânduri de genul, și îți dau exemple, ca să nu vorbim numai în termeni teologici. Cum poate ceva care aduce atâta plăcere să fie greșit? Asta e o raționalizare idiotă. Pentru că dacă fumezi crack cocaine sau metamfetamina, este simți că și după un an de zile ești gata de băgat în mormânt. Du-te pe internet, pe Google, că toți ești googlist chef, și bagă crack cocaine faces before and after și ai să vezi ce face un an de consum. Dar ei se simt extraordinar. Ei se simt extraordinar. Și ai să vezi cum îi distruge de vii, sunt ca niște zombies. Sau, altă raționalizare, voia lui Dumnezeu este pentru mine să fiu fericit. Wow! Mai satanică asta n-am auzit încă un gând. Unde scrie în Biblia asta? Că voia lui Dumnezeu este ca eu să fiu happy. Nu, voia lui Dumnezeu este ce? Sfințirea noastră, oameni buni, și spunea Alberto mai devreme, sfințirea implică multă bătaie, ca să se amestece elementele. Sfințirea în niciun caz nu implică plăcerea mea. Nu, ăla este un gând absolut demonic. Nu scrie nicăieri. Sau, e ok că toți fac asta.
Și asta e o minciună din fundul iadului. Băiatule, bărbatule, ascultă-mă pe mine ce spun. Nu toți bărbații și băieții se uită la pornografie. Nu toți, nu toți. Să nu mai crezi vreodată minciuna asta din partea diavolului. Aceste raționamente perverse își vor băga dinții în inima ta și te vor trage în jos. Atunci suntem tentați să facem tot posibilul pentru a ne ascunde păcatul și a ne proteja. Exact cum a făcut David. Și atenție, păcatul ascuns va deveni de obicei un păcat repetat. Întreabă pe orice dependent de pornografie. El ține ascuns sau a ținut ascuns păcatul. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 3-8, este, dacă vreți, ceea ce am citit la început, o chemare directă la puritate. Pavel ne îndeamnă pe toți să ne păstrăm curați. Știți de ce? Pentru că lipsa purității este o nedreptate. Cum adică? Păi vă explic imediat. Lipsa purității este o ofensă la adresa lui Dumnezeu și o nedreptate față de fratele tău. Hai să punem versetul. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de prea curvie sau curvie. Nu contează cuvântul de acolo dacă e prea curvie sau curvie. Unii spun că prea curvie e asta și curvie e asta. Hai să vă spun cuvântul în greacă. Cuvântul în greacă este porneia. Porneia. Asta e cuvântul. Și ce înseamnă porneia? Definiția porneiei este orice lucru faci cu organele genitale în afara căsătoriei. Asta este definiția. Orice lucru faci cu organele genitale în afara căsătoriei este porneie. Și Pavel spune să vă feriți de curvie. Următorul. Voia lui Dumnezeu. Pune-l pe la tot. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Cealaltă, haideți. Versetul tot care l-am aici în față, puneți-l aici, vă rog. Să-l vedem cu toți. Fiecare dintre voi să știe să-și țină vasul în sfințenie și cinste, nu în patima poftei ca păgânii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă aici. Nimeni să nu le dreptățească pe fratele său și nici să nu profite de el. Pentru că Domnul este Cel ce pedepsește toate acestea, cum v-am spus și v-am avertizat. Păi ce treabă are nedreptatea fratelui în cadrul acestui text care vorbește de puritate sexuală? Păi are. Are foarte mult. Uitați-vă la versetul 3. Nimeni să nu dezdreptățească pe fratele său și să nu profite de el. Versetul ăsta nu este așa pus aici la întâmplare, ci spune realitatea. Realitatea. Lipsa curăției este tocmai nedreptate împotriva fratelui. Ce a făcut David? A luat ce n-a aparținut lui, ce a aparținut fratelui său Urie. A nedreptățit-o pe sora lui Batșeba, pentru că toți sunt copiii lui Dumnezeu. Da? Ascultă-mă bine, ca șef, ca autoritate, nu ai voie să profiți de fetele sau femeile ce sunt prin preajmă. Este imoral, pentru că sunt suflete copii de Dumnezeu. Cât îmbătrânesc mai mult, îmi cresc fetele și îmi dau seama de treaba asta. Nu ai voie să-ți folosești autoritatea. Asta spune Pavel aici. De aceea, ascultă-mă bine, flirtul este păcătos. Flirtul care nu are intenția căsniciei. De astea avem atâtea inimi zdrobite, vieți afectate, pentru că mulți își permit să flirteze cu cine nu ar trebui. Problema numărul 1 în Biserica Universală, acum, ceea ce a dus la declin și la criza spirituală în care suntem, acum suntem într-o criză de genul ăsta, este, atenție mare, ceea ce am spus mai devreme, porneia, pornografia. De fapt, accesul facil și desensibilizarea despre care am vorbit la început. Băieții și fetele sunt expuși foarte devreme la acest flagel groaznic. Și este, ascultați-mă bine, o minciună propagată chiar și între creștini. Că dacă nu faci actul propriu-zis, nu faci rău la nimeni. Nu? Ați auzit de asta? Nu faci, te uiți acolo, nu e niciun rău la nimeni, nu se întâmplă nimic. Hristos a prevăzut asta și a spus, ați auzit că s-a spus să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea în inima lui.
Sunt unii care afirmă că atât timp cât nu pune stăpânire pe tine și nu te uiți la imagini, este ok să te masturbezi pentru nevoile tale. Da, am spus asta în biserică. Da, ascultați-mă bine, că am atenția voastră. Este o gândire periculoasă, umanistă, chiar demonică. Și vei spune unul care a studiat pe Freud și pe Jung. Am făcut facultate de psihologie. Ăștia tot asta spuneau. Ei au pus bazele psihologiei moderne. Ca și cum suntem niște animale care avem niște nevoi fiziologice și nu avem ce face. Ascultați-mă bine. Autosatisfacerea sau masturbarea este idolatrie. Este idolatrie. Te vor face să te simți groaznic și te vor îndepărta de Dumnezeu. De ce? Pentru că plăcerea este idolul. Dumnezeu a lăsat în noi niște dorințe, niște mecanisme ale plăcerii pentru a fi folosite corect în cadrul căsătoriei pentru plăcere și pentru procreiere. Iisus Hristos, gândul ăsta m-a ajutat de fiecare dată. Iisus Hristos a fost bărbat ca noi toți bărbații. V-ați gândit la asta? Iisus Domnul, cel care a trăit în Nazaret, a fost bărbat ca noi toți bărbații. Da? Știm asta pentru că apostolul spune în Evrei că el a fost ispitit în toate, dar fără păcat. În toate le include și pe astea. Da? Când era în Nazaret și era un puștan, a fost ispitit să se uite prin gaură la fata care se îmbăia și el n-a făcut-o. Asta spune Evrei aici. Asta spune apostolul în Evrei. În Psalmul 40, numit și Psalmul Întrupării, Hristos declară profetic prin gura lui David: îmi găsesc plăcerea în a face voia ta, Dumnezeul meu. Legea ta este în adâncul ființei mele. Asta era plăcerea lui absolută. Jung și Freud ne vorbea de plăcerea animalică, fizică, temporară, care trece mai devreme sau mai târziu. Domnul Iisus și-a găsit puterea în legea lui Dumnezeu. La conferința Libertate, în timp ce vorbeam aici despre puritate, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu și vreau să vă spun despre puritate sexuală. Omul este liber atât timp cât respectă limitările creației. Cât respectă limitările creației. Noi suntem limitați prin design. De exemplu, omul nu poate să zboare și elefantul nu poate să înoate pe sub apă. Este o limitare a designului lui Dumnezeu. Sexualitatea a fost creată de Dumnezeu pentru a fi împărtășită și experimentată în cadrul cuplului monogam bărbat-femeie. Trebuie să spunem asta azi, că oamenii au luat o raznă. Bărbat-femeie monogam. Da? Unde vedem asta? În Geneza, va lăsa bărbatul pe mama lui și pe tatăl lui și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Amin. Este o descriere amănunțită a ce trebuie să fie sexualitatea. Libertatea este numai în respectarea designului. Și ca să întăresc astea, sunt studii făcute în lume despre nivelul de fericire și împlinire sexuală a populației. Știți care sunt cei mai împliniți oameni? Sunt cei care sunt căsătoriți și sunt loiali. Respectul designului. Asta, dacă designul îți dă limitarea. Da? O locomotivă are o putere enormă să tragă. Poate să tragă și 100 de vagoane pline. Atât timp cât este pe șenile. Dacă o iei de pe șenile și o pui pe câmp, nu merge niciun metru. Din nou, libertatea și puterea este dată de limitarea designului. Da? Dumnezeu a stabilit limitarea sexualității în căsnicia dintre un bărbat și o femeie. Și dovada este designul, pentru că cei doi, da, procreează, foarte important asta, procreează și sunt fericiți și împliniți. Ei experimentează libertatea ce o dă această limitare a designului. De asta cel mai mare playboy care se culcă cu mii de femei, nu experimentează bucuria completă a sexualității pentru că nu respectă instrucțiunile Creatorului. La final este gol și neîmplinit. Și asta este valabil, atenție, trăim într-o cultură în care trebuie să vorbim lucrurile astea. Mie mi-e cel mai greu să le spun.
Aș fi putut să vă țin o predică fantastică numai cu versete și să nu mă ating de nimic. Și plecați cum ați venit. Aici trebuie să spunem lucrurile astea. Asta este valabil, tot ce am spus până acum. Limitare designului. Pentru orice act sexual în afara căsniciei. Este valabil pentru autosatisfacere, relații homosexuale, incestuoase, bestialitate sau pedofilie. Toate aceste aberații duc la robie, pentru că oamenii care le fac devin robii lor. Libertatea este în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și în respectarea designului. Amin? Pentru că, de fapt, ce este puritatea? Puritatea este credincioșie. Puritatea este credincioșie. Este un atribut așa de important al lui Dumnezeu. Dacă stai și analizezi, orice soț sau soție sunt judecați prin acest filtru a credincioșiei. Care de aici, doamnelor și domnișoarelor, putem să ne gândim utopic, nu v-ați dori un soț care să vă iubească maxim, să aducă toți banii acasă, să vă trimită în shopping sprees prin Viena, prin Paris, să aibă grijă în timpul ăsta de copii, să vă ajute cu creșterea copiilor, să te scoată în oraș, să te susțină în ceea ce vrei, să te înțeleagă, să meargă la shopping cu tine, să fie adorabil și romantic, dar o singură zi pe an pleacă cu altă femeie. Cine o vrea pe ăsta? Nu cred că există persoana asta. Nu cred că există persoana asta. Nu. Pentru că cea mai importantă trăsătură într-o căsnicie a soțului sau a soției este credincioșia. Credincioșia. Este singura caracteristică care nu poate să lipsească dintr-o familie ca să rămână familie. Restul mai sunt negociabile, că nu-i romantic. Lasă, că-ți ia bomboane. Că nu te duci la restaurant. Lasă, te duci la Kaufland, la mici. E ok. Că nu curăță tot timpul și bucătăria ei n-arată ca lui maică-ta. Lasă, dragule, că mai ajungi și tu prin casă. Nu mai ia să facă. Dar nu poate să lipsească credincioșia. Fără credincioșie, nici Dumnezeu nu-ți cere să rămâi în căsnicia aia. Scrie în Biblie că ar trebui să ierți. Că așa ar face Hristos. Aia e altă discuție, altă poveste, altă predică. Dar fără credincioșie nu poate familia să rămână familie. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este credincios. Credincios. Asta spune Biblia, Dumnezeu este credincios. Și ce înseamnă credincios? Este stabil de încredere. Dumnezeu este stabil în gândirea Lui, promisiunile pe care le-a făcut vor fi și se vor împlini întotdeauna. Amin? Mântuirea noastră, prea iubiților, se bazează pe credincioșia și dreptatea lui Dumnezeu, de aceea nu poate fi niciodată clătinată. Lui îi aducem veșnic mulțumiri pentru aceasta. Puritatea este credincioșie și apoi, în final, puritatea aceasta, în afară de credincioșie, este de fapt inocență. Nu știu dacă te-ai gândit la asta, dar puritatea înseamnă întoarcerea la inocență. În Geneza 2, în introducerea capitolului despre ispitirea femeii, găsim lucrul ăsta scris. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și apoi intervine păcatul și uite ce scrie în versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau, deci înainte erau goi, dar nu cunoșteau, nu înțelegeau lucrul ăsta. Nu le era rușine. Au cusut la ulată frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Au pierdut inocența când au păcătuit. Vezi, copilul la un moment dat nu se mai merge dezbrăcat prin casă. La un moment dat se întâmplă ceva cu el. Știi ce? Știi când? Când și-a pierdut inocența. Când și-a pierdut... Copilul nu mai umblă gol prin casă. Dar știi ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să redobândim acea inocență. Dumnezeu vrea ca noi, în conștiința noastră, să fim ca un copil de un an de zile. Așa cum era Adam și Eva acolo în Eden. Nu am întâlnit niciun om, vă spun, zeci de ani de consiliere, de mărturisiri, vă spun, ascultați-mă, n-am întâlnit niciun om care să nu regrete adânc
decizia proastă și pierderea inocenței. N-am întâlnit pe niciunul să intre în birou și să spună, aleluia, am rezolvat. Nu, toți cu capul jos, distruși, ar fi dat orice. Fiecare păr din cap, fiecare ban din bancă. Și ar fi dat și anii care îi mai au, numai ca să poată să întoarcă timpul înapoi și să rezolve problema, nenorocirea, pierderea inocenței. Azi trebuie să ne împotrivim necurăției, prea iubiților. Să înțelegem capcanele și stadiile acestea ale căderii. Pentru că vă spuneam la început, revenim la ceea ce am spus, trebuie să ne antrenăm. Trebuie să ne antrenăm. Nu ni se dă pur și simplu puritatea ca disciplină. Pavel îi spune lui Timotei, care era ca noi tânăr, avea un organism ca noi, ochi, nas, ați înțeles voi, nu trebuie să mai continui, da? Avea de toate și îi spune, tu antrenează-te. Mergi la gym spiritual, antrenează-te. Pentru că să vă spun ceva, biserica nu poate avea nicio putere în afară de sfințenie. Niciuna. N-avem nicio autoritate decât în sfințenie. Oricât de mulți bani are. Oh, și am fost la Roma și am văzut catedrala Sfântul Petru. Extraordinar de mulți bani. Colosali. Dar putere zero fără sfințenie. Fără sfințenie nu este Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu nu este mântuire. Nu este salvare. Nu este zidire. Nici în biserică. Nici în viața noastră. Și ascultă-mă bine, tu care stai pe bancă și în ultima bancă, ascultă-mă bine, tot ce faci tu în privat afectează biserica. Nu numai că mi-a mie timpul sau lui Sebi, lui Ionuț, toți slujitorii de aici. Nu numai că ne ia nouă timp. Nu despre asta e vorba. Ci tu afectezi trupul lui Hristos prin necurăție, prin neascultare, prin desensibilizare, prin fixare, toți pașii despre care am vorbit. Care sunt pașii pe care ar trebui să-i facem? Știți că sunt un predicator practic, îmi place să vă las ceva. Nu numai ce o să vorbim la grupuri în timpul săptămânii, dar și aici să plecați cu ceva. Care sunt pașii să ne păzim de lucrul acesta? E foarte simplu. Pavel spune corintenilor, care trăiau într-o cultură pornografică, adică ce era acolo, îți pune mâinile în cap. Cam cum e la noi acum. Deci în New York, te duci oriunde, în marile orașe, pornografia este pe stradă, complet acceptată și îmbrățișată de toți. Lasă că vin voturile acum, îi votăm pe ăștia care ne duc în Europa și ne dau autostrăzi și cu autostrăzile ne dau și tot pachetul ăsta de necurăție. Pavel spune așa, datorită curviei sau din cauza curviei, cuvântul care este, spuneți voi, porneia, ăsta e cuvântul, din cauza porneiei fiecare bărbat să aibă soția lui. Fiecare soție să aibă bărbatul ei. Pastore, dar eu sunt văduv, eu sunt văduvă, eu sunt necăsătorit. Ce spune Pavel? Spune, pe văduve care n-au împlinit 60 de ani să nu le primiți. Pentru că le desparte pofta de Hristos. Ce trebuie să facă? Să căsătorească, să-și vadă de soț, să-și vadă de casă și de copii. Altfel, sunt în mare pericol. Și nu numai ele, ci și comunitatea, pentru că Pavel dă niște exemple de ceea ce fac ele. Cu alte cuvinte, Biblia spune în mod direct ce trebuie să facem. Sunt pași clari, să nu cred cumva să crezi că eu sunt sfânt, mă sfințesc, eu o să pot, o să rezist. Nu, n-ai să reziști. N-am să rezist dacă nu-mi țin niște garduri foarte clare. Pentru că acum trebuie să vorbim în final, înainte să ne apropiem de cină. De câțiva pași pe care trebuie să-i facem ca să nu ajungem la păcatul ăsta. Atenție mare, în orice stadiu te-ai aflat, pentru că ți le-am dat să vezi unde ești. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, avem timp, este darea de socoteală. Trebuie să dai socoteală cuiva. Este mult mai dificil de raționalizat. Ții minte de raționalizare? Când dai socoteală față de altcineva care te ia de urechi și dă și un șut în fund. Bă, lasă-mă cu prostiile tale. Ce prostii. În capul tău sună foarte bine. Îmi pare rău că nu le-am scris toate raționalizările pe care le-am auzit la păcate. Că-s absolut hilare. Dar dacă dai de socoteală, cineva te ia de... Spune, bă, stai, tu nu gândești cum trebuie. 1. 2. Rugăciunea. Rugăciunea care e abandonată și lăsată acolo, că dacă o fi, că dacă nu o fi.
Petrece timp rugându-te intențional pentru puritatea ta. Da. Spune-i Domnului: Doamne, binecuvintează-mă și ajută-mă să mă păstrez curat. Ai întotdeauna un partener în rugăciune și roagă pe el sau pe ea să se roage pentru puritatea ta. Ai nevoie de puterea Duhului Sfânt. 3. Asta e o disciplină complet pierdută. Memorează versete despre puritate. Memorează, alea sunt armele. Ce a făcut Hristos când Satana l-a ispitit? Ce i-a spus de conferință? I-a cântat o cântare? Ce i-a spus? A scos sabia cuvântului. Memorați Scriptura. Fiți sfânt, că și fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Patul să fie nespurcat, fugiți de curvie. Memorăm cuvintele. Pasajul ăsta care l-a scris Pavel Tesalonice, îl memorăm, îl avem tot timpul pe telefon, în mașină, îl memorăm. Asta ne va ajuta. Apoi, mintea. Ce permitem să ne intre în minte? Pe unde intră lucrurile în minte? Hai, spuneți. Prin ochi. Prin ochi. Ascultați-mă bine. Mai tot TikTok-ul este un canal mirositor. Mai tot. N-am cont, dar știu câteva lucruri. Reels-urile pe Insta sunt făcute să descopere de ce este atras și să-ți dea lucrul ăla. Lucrul ăla. Aia e o portiță pe care o deschizi diavolului. Trebuie să fim extrem de serioși cu protejarea ochilor, pentru că lucrurile alea ne intră în minte. Ce a făcut David? A continuat să se uite la femeia aceea, care nu era lui. Nu era lui, era soră sa. În Domnul era soră sa. Era nevastă lui frate-su. A continuat să se uite. Să nu fie niciun indiciu de imoralitate sexuală printre noi, inclusiv în ceea ce observăm. Ca bărbat n-ai voie să te uiți la altă femeie. N-ai voie. Delete. Du-te, scoate aplicația. Nu, fără telefon nu poți. E drept. Ne-a făcut Steve Jobs dependenți de gadgeturile astea în 2007. Dar fără avem e-mail, avem poze, e clar că nu putem să spunem gata, aruncă telefoanele. Nu. Avem mare atenție la ceea ce vedem acolo. Și dacă cumva te surprinzi că tot ești pe pagina ei sau a lui, mergi la cineva și mărturisește: uite, trebuie să scap de mizeria asta. M-a prins. Nu o lăsa să ajungi și să vii aici cu capul plecat. După asta, garduri. Puneți garduri de protecție. Toți îmi spuneau: bă, îmi place la american că n-au garduri. Mie îmi place mai mult cu garduri ca în România aici. Americani au gard, dar mie îmi place mai mult aici în România. Da, îs eu așa mai, de la părință și mai așa, mai retras, mai cu stilul meu. Dar nu veni să te uita la mine în casă ce fac eu, nu vreau. Eu nu vreau să știu ce se întâmplă în casa ta. Tu nu vrei să știi ce se întâmplă în casa mea. Da? Puneți garduri de protecție. Bine, nu mă referam la gardurile astea, dar bine că v-am prins. Mai puteți? Fiți atenți. Nu ar trebui să discutăm niciodată lucruri de natură personală, bărbaților, cu altă femeie decât soția noastră. Femeilor, să nu cumva să vă plângeți de soțul vostru, altui bărbat. Nu împărtăși necazurile cu nimeni. Împărtășește-le cu Domnul și cu soțul tău sau cu soția ta. Da? Fii super atent cu atingerile. Nu-ți permite să fii singur cu o altă femeie. Nu flirta. Acestea sunt garduri care sunt vitale pentru păstrarea purității. Fiecare bărbat care a venit la mine după ce a căzut în păcatul sexual a fost capabil să identifice gardurile pe care nu le-a pus. Crazy! Deci tu știi ce trebuie făcut. Nici nu mai trebuie să ajungi o predică. Tu știi ce trebuie făcut și fă repede. Nu mai sta, nu mai aștepta. Și apoi, hai să face the reality, cum spune americanul. Realitatea. Realitatea știți care este, prea iubiților? Din capăt de acolo, până în fața aici, fiecare dintre noi poate cădea. Niciodată să nu-i spui: oh, nu, pe mine asta? I got this, cum spune americanul. I can do this, pot să fac asta, nu mă prinde pe mine. Tratează cu seriozitate această disciplină, orice vârstă ai. Și apoi conștientizarea divină.
Păcatul sexual este împotriva lui Dumnezeu în primul rând și apoi o funcție corporală. Pentru că Dumnezeu este Cel care a pus-o în tine și tu te răzvrătești împotriva Celui care a făcut designul, Celui care a așezat limitările. De fapt, orice păcat sexual este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și acum vreți să ne apropiem de cină și de rugăciune. Ascultă-mă bine, doar câteva minuțele. Poate ești aici și spui, acum am păcătuit, eu ce să mai fac? Pentru că sună foarte bine predica asta când stai jos și nu te atinge, zici, da, hai, dă-i, zi, mai zile, mai zile. Dar ce fac dacă am păcătuit? Primul lucru, ascultă-mă bine, mărturisim. Oricât de dureros, oricât de rușinos este, mărturisim. Nu în public aici, că astea nu sunt lucruri care le spui în public sau prietenilor. Asta e lucru pe care le spui unui prezbiter, unui om care știe că ceea ce spui rămâne acolo. Știi de ce? Pentru că diavolul are puterea asupra noastră atunci când ascundem. Orice dependent de pornografie îți spune asta, care a scăpat, în clipa când am mărturisit, am luat puterea satanei din viața mea. Am luat puterea diavolului. Îl mărturisim păcatul și îl facem pe diavol de rușine. Nu ascundem și nu ținem ascuns. Dacă cineva este legat de acest păcat sexual și speră să-și schimbe viața, este important să vină la lumină cu păcatul care îl înfășoară așa de lesne, pentru că în cele din urmă să dea la o parte orice piedică și să umble în biruință în Iisus Hristos. Creștinul care crede că poate continua să-și ascundă păcatul va descoperi că în cele din urmă Dumnezeu îl iubește prea mult și nu îl va lăsa să ascundă păcatul, să-l țină secret. S-ar putea ca lucrul ăsta să vină evident prin vorbirea lui. S-ar putea să fie maniera lui, felul cum se uită, cum se raportează la fete sau la femei, dar cineva te va vedea, cumva Dumnezeu va da pe față acest păcat. Pentru că Luca capitolul 8 zice așa, fiindcă nimic acoperit nu va rămâne fără să fie descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Orice faci în întuneric, mâine va fi expus cu farul în public. Pentru că caracterul nostru se dovedește atunci când suntem singuri, nu în public. Dumnezeu te iubește prea mult ca să te lase ascuns după copacii din grădină. Dumnezeu va da pe față hibele tale și astăzi prin gura mea te cheamă pe nume și spune, vino că vreau să mă împac cu tine. Vreau să te restaurez. Ăsta n-a fost un mesaj de mustrare, ăsta a fost un mesaj a vieții. Astăzi vino și întoarce-te pentru că vreau să-ți dau viața. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Slujitorii vor veni în față, în momentele următoare vom face cina. Dar vreau, am un gând pentru voi. Duminică dimineață, primul lucru care îl fac când mă trezesc, că sunt fresh, cu mintea fresh, vreau să intru peste notițe și să văd dacă Dumnezeu noaptea îmi dă alt gând, dacă vrea să schimb cumva mesajul. Dimineața asta m-am uitat, am făcut niște mici modificări și apoi, în mod natural, cum îmi stă obiceiul, m-am dus să văd ce s-a mai întâmplat în lume. Și am văzut pe BBC că Iranul a atacat Israelul. Și am zis, Doamne, asta e o chestie serioasă. Deci, suntem pe un butoi de pulbere, poate să puște, suntem la un milimetru de al treilea război mondial și eu mă duc la biserică și vorbesc de puritate. Doamne, babele să piaptănă și țara arde. Așa mi s-a părut. Asta a fost conversația mea cu el. Parcă ar trebui să vorbim mai mult de apocalipsa azi, de, nu știu, de vaca roșie, de călăreț, de, și eu vorbesc despre puritate. Doamne, ceva nu se potrivește. Și m-am uitat așa către cer și atunci Dumnezeu m-a lovit în moalele capului și mi-a spus, nu, vorbește-le din Apocalipsa, dar la final, și spune-le ultimele mele cuvinte. Sunteți gata să le auziți? Ultimele mele cuvinte în Apocalipsa 22. Auziți ce spune Dumnezeu? Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat,
să se întineze mai departe. Cum, Doamne, am crezut că Tu... Ultimele Lui cuvinte sunt astea. Cine este întinat să se întineze mai departe? Cine este fără prihană? Să trăiască și mai departe fără prihană? Cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și să nu se termine aici? Afară sunt câinii, vrăjitorii, porneii, curvare, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Astea sunt ultimele cuvinte ale Lui. Ce pot să fac eu cu războiul din Israel? Sau ce pot să fac eu dacă vine al treilea război mondial? Ce poți să faci tu? Poți să faci ceva? Putem să ne rugăm, da. Și? Ce spune Iisus? Când se apropie finalul, cine-i sfânt? Să se sfințească. Cine e nedrept, să continuă nedreptate. Cine e impur, să continuă impuritatea lui. Dar ferice de cel care spală haina. Astăzi, încă este har. Dependentului de pornografie, ascultă-mă bine, astăzi încă este har. Indiferent ce ai făcut azi noapte în camera ta, astăzi, acum, aici, încă este har. Și Hristos îți spune prin gura mea, curăță-ți haina acum. Vino sub sângele meu, eu încă iert, încă binecuvintez, încă ajut acum și aici. Pregătirea noastră ca biserică, pregătirea noastră personală, pregătirea noastră ca familie, trebuie să fie sfințenia. Nimic altceva, nimic nu depinde de noi, decât haina curată, pe care o moi în sângele mielului și este albă ca zăpada. Chiar dacă păcatele voastre sunt ca o haină roșie, eu le voi face albe. În sângele lui Iisus este iertare. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să plecăm capul. Oricare ești acolo, nu te pun să ridici mâna, nu te pun să vii în față, pentru că este un subiect delicat și vreau să-l rezolvi tu cu Dumnezeul tău. Și mă voi ruga pentru tine, oricare ești aici. Tată Ceresc, Tu ești sfânt și dorești mult ca noi să fim asemenea Ție sfinți. Tu care trăiești în sfințenie și în puritate, Doamne, și ochii Tăi sunt ca flacăra. Tu ai trimis pe păcatul, pe pământul acesta păcătos, pe Fiul Tău Iisus, care era pur, fără păcat. Și a trăit printre noi plin de slavă și adevăr. A luat un trup de om și ne-a arătat că se poate trăi frumos. Dar, Doamne, noi L-am pus pe cruce. Și El s-a dus acolo de bunăvoie pentru păcatele noastre. Doamne, astăzi, fiecare în dreptul nostru, ne uităm la viața noastră, la gardurile pe care nu le-am pus, la faptul că suntem desensibilizați de societate. Mulți dintre noi ne-am relaxat, Doamne. Unii se fixează acum pe lucruri care nu sunt ale lor. Duhule Sfinte, arată-le. Duhule Sfinte, mustră, schimbă, schimbă direcția, salvează familii, salvează inimi, salvează destine din iad. Acum venim la Tine și Te rugăm încă o dată să ierți. Pentru că Tu ai spus că avem la Tatăl un mijlocitor. Și de fiecare dată când ne mărturisim păcatele, Doamne, Tu ești credincios și ne ierți. Iartă, Doamne! Iartă, Doamne, întinarea ochilor, întinarea minții, întinarea sufletească și întinarea trupească. Doamne, suntem în mâna Ta. Chiar dacă în toată lumea asta, Doamne, freamătă zvonul că Tu vei veni și că lucrurile sunt gata de final.
Noi nu ne temem, ci ne încredem în Tine și în mâna Ta. Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, casa noastră nu este aici, ci casa noastră este în cer, acolo, la Tine. Ai spus, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Vrem să fim acolo cu Tine, Doamne. Și astăzi, biserica Ta îți spune, vrem să fim curățiți prin sângele Mielului. Pentru că atunci când trâmbița va suna, Doamne, nimeni să nu rămână aici, niciun copil de-a nostru, niciun nepot de-a nostru, nimeni, Doamne, spun și eu ca Moise, nici o unghie să nu rămână aici. Și tu, cu toți ai noștri, să mergem acolo pe nori de slavă, indiferent ce va veni peste omenire. Doamne, Tu ești adevărul, Tu ești calea, Tu ești viața. Îți mulțumim astăzi pentru că ai iertat și ai restaurat multe inimi. Îți mulțumim că ai primit decizii noi, Doamne. Ne încredem în Tine. Tu ești Cel care restaurezi și binecuvintezi. Tu ești Cel care mângâi inima văduvei. Tu ești Cel care aperi pe orfan, Tu ești Cel care binecuvintezi și iubești poporul Tău. Te rugăm acum, Doamne, când stăm înaintea mesei Tale, să binecuvintezi pâinea și să-i dai valoarea trupului Tău, trupul Tău care s-a frânt pentru păcatele noastre. Te rugăm să binecuvintezi rodul viței, să-i dai valoarea sângelui Tău, sângele legământului cel nou, care s-a vărsat pentru cei mulți, dintre cei mulți suntem și noi. Astăzi, dă-ne acest har ca cu duc de pocăință, cercetându-ne înaintea Ta, o conștiință curată, Doamne, iertați prin sângele lui Hristos, să ne apropiem de masa Ta și să avem viață. Să avem viață noi și casele noastre. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată. Ne-a rugat în numele lui Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin.